Raja va munci în program normal pe 1 mai, deși este zi liberă dată prin lege. Abonații trebuie să știe că dispeceratul, echipele de intervenție, dar și reprezentanții societății care asigură buna desfășurare a proceselor de alimentare cu apă și preluarea apelor uzate, vor fi la datorie. Apelurile către telefoanele dispeceratului 0241924 vor fi preluate non-stop, iar angajații vor acționa cu promptitudine pentru ca toate avariile apărute să fie remediate în cel mai scurt timp. Singurul serviciu care își va modifica programul de lucru în această perioadă este cel al caseriilor Raja, cei care vor dori să-și achite facturile luni 1 mai 2017. Nu o vor putea face pentru că toate caseriile vor fi închise. Acestea se vor redeschide a doua zi și își vor relua programul normal de lucru.